Hai salut fraților, ce faceți? Eu sunt Scaru și astăzi revenim cu un episod din Shadow Fight 3. Dar înainte să începem să deschidem chestii, chesturi și vrăjeli, voiam doar să-mi cer scuze, fiindcă mi-ați lăsat foarte mulți comentarii. Băi, Scaru, vezi că tu tot zici insane sau impossible în curci, gen. Băi, să știți că aia chiar nu o fac cu intenție. Ambele sunt roșii, gen, și insane, impossible le încurc mai mereu, gen, nu e cu intenție. O să încerc să am mai mare grijă de acum încolo, dar le încurc. Și încă o chestie, eu le spun boși la toți din poveste, gen, absolut fiecare caracter, fiindcă are abilități diferite, are schemele lui, știe, arată diferit, are o poveste, cum ar veni, eu le spun boși, dar când colo, cred că boșii sunt doar bulinele astea trei, chiar dacă nu sunt sigur dacă jocul menționează exact și îi delimitează, gen, fiecare boss în parte, știi, zică că bă, ăsta e boss, ăsta nu e boss, știi? Eu îi consider pe toți boși de ale, toți spun boși, dar voi mă corectați în continuu în comentarii, spuneți, băi, Scaru, vezi că aia nu-s boși. Poate aveți dreptate, poate nu, nu știu, oricum cer scuze, o să încerc să nu mai numesc boși, deci boșii sunt doar ăștia, astea trei buline de acum încolo și încerc să fiu mai atent la insane și la impossible. Bun, și cu astea fiind spuse, hai să-i dăm drumul și la video, fraților, hai să deschidem niște pachete pe aici corecte. Am avansat destul de mult în power gen, mi-a crescut puterea destul de mult, primim un bonus card corect, da, nu e un bonus card corect din păcate. Astăzi ne vom juca la side quest-uri, vom juca și la chapter, să vedem ce reușim să facem acolo, dacă reușim să-l batem pe tipul ăsta care este pe insane, nu pe impossible, da? Și încă o chestie ce m-am de gând să fac, că numai ce am dat niște meciuri în arena așa să mă încălzesc, să zic așa, am observat că abilitatea mea cu piciorul este super nașpa. Băi, dintr-o dată săbile astea devin super puternice, adică 400 power cu 140 weapon attack față de... Stai că sunt curios, 140 față de 138, deci deja săbile astea au atac mai mare, doar că asta e epică și am 3 abilități, pe asta am doar abilitate, plus că pe asta am schema aia legendară, care îmi place destul de mult, deci nu cred că le voi schimba prea curând în ceacurile alea. Sincer, m-am jucat cu nuanghiourile alea, că nu știu cum sunt și arată destul de interesant, iar în nunchaku. Bun, ok, continue. Și asta devine destul de puternic în nunchaku. Hai că mai avem încă două chesturi de deschis, apoi verificăm ce avem la shop free, iar apoi vedem, poate cumpărăm ceva. Mi-ați spus foarte mulți că virgulă casca la care mă uitam eu în episodul anterior era de fapt legendară, era din set, pardon, asta voiam să zic, era din set. Că eu nu eram sigur dacă era din set sau nu, că nu știu exact cum funcționează. Am eu o bănuială, gen, cum funcționează seturile, cască cu armură, cască cu armură. Stați că vă... Oh! Mamă, câte upgrade-uri primesc pentru asta. Dacă nu am o abilitate măcar epică pentru săbile alea, nu cred că le voi folosi. Hai să mergem, hai să dăm continue. Am dat battle, shit. No, bun, fraților, am dat și un battle din greșeală pe care l-am pierdut. Hai să verificăm totuși ce avem noi la cărțile astea. Dar era un tip cu power destul de mare. Bun, avem un pack de ăsta de Dynasty pe care îl vom deschide, că ne costă 1500 și avem doar unul pe zi. Poți să-l mai tai? Cineva zicea că poți să-l tai în mai multe feluri. Nice, not bad. Vengeful Tiger, rar perk, ăsta l-am deja și deja am ceva în ochi. Nu știu ce face. Hai, dude, next, come on. Vrem mai repede. Lightweight Sabers, astea-s nașpa. Asta e nașpa. Asta e Locust Stride. Asta este abilitatea de picior pe care am de gând să o folosesc acum, în loc la abilitatea mea curentă. Și casca asta e nașpa. Bun, dăm continue și hai să vedem ce mai avem în shop la free cards. Avem armura asta pe care o foloseam noi înainte, ceea ce... No. Nu mai folosim, o foloseam înainte, dar nu e rea, știi? Adică ne-a ajutat destul de mult. Și cred că dacă îi mai dăm câteva upgrade-uri, ajunge la aceeași putere cu armura noastră curentă. Casca asta e faină, casca asta e oribilă. Asta este o abilitate legendară pentru Shadow Burn, 12 ability power. 10% șansă să cauzăm... A, cred că o avem asta, deci putem să-i dăm upgrade. Da, asta o avem deja. Bun, nu mă interesează. Armura asta o avem deja, deci am putea să-i dăm upgrade, dar nu vreau. Și casca asta o avem deja și putem să-i dăm upgrade, dar nu vreau. Deci avem chestii destul de nașpa în shop astăzi. Nu e niciun fel de problemă. Hai să vedem la echipamentul nostru. La armură, da, la armură este abilitate cu picior bun. În loc de torc asta, chiar dacă are 7 power, vom folosi Locust Stride cu 6 power. Sper că e mai faină abilitate, pur și simplu. Ok, dăm back. Și uitați cât de aproape este armura asta comună. 397 power față de 430. Asta e legendară, asta e comună, fraților. Voi vă dați seama cât de apropiate sunt. Hai să vedem cât are diferența. Asta are 142 și asta mea are 158. Deci încă este diferența destul de mare. Bun, anyway, fraților, hai să dăm repede side quest-urile să vedem ce este pe aici. Hard, kicks only, try the new style, let's dance. Băi, side quest pe hard, interesant. Nu știu exact, gen, în funcție de ce ne dă side quest-urile alea, dacă sunt hard, dacă sunt, cum sunt ele, știi? Bun, ok, pe hai că avem abilitate. Am încercat ce o schemă. Dar de ce e hard? Că nu-mi dau seama, că nu-mi dă foarte mult damage. A, deci asta e abilitatea nouă, care nu prea-mi place. Uai, ce șpiță am dat în fund. Hâți! Păi da, nu pa... Pe jos acum... Uai, ce fain m-a făcut. Deci asta, abilitatea asta de sare peste cap, trebuie neapărat să o învăț, că e foarte puternică.
Ok. Pam, mamă, s-o feli fain. Băi, cum ne ferim noi. Niciuna că nu pot să-i dau cu pumnul, că așa oportunități bune am de pumn. No, dude, lasă-mă și pe mine. Oh, i-am dat critical, ok. Hai că l-am prins bine. Măi, nu-mi place nici abilitatea asta. Cred că e mai bună cealaltă. Am zis să o încerc, că nu mai știam exact cum este abilitatea asta. Plus că cealaltă are mai mult power, frate. Asta este The New Master și are armuri. Are armura epică pe care o avem și noi. Și casca, următoarea cea mai bună cască din astea pe care le avem noi. Bun, anyway, hai să-l batem pe ăsta repede. Sincer, nu prea-mi place side quest-ul ăsta, doar cu picioarele. Mi se pare destul de boring. Băi, dude, lasă-mă să te lovesc și eu puțin. Ok. Dude, hai, băști. Alright, ne retragem, n-am apucat. Ok, da, hai că nu e atât de dificil, chiar dacă scrie hard. Alright, nu e niciun fel de problemuță. Mamă, i-am dat cu piciorul în genunchi și l-am bătut cât era jos. Bun, next, asta a fost chiar nașpa, deci chiar a fost un side quest nașpa. Nu m-am simțit bine, știi, jucând la side quest-ul ăsta. Interesantă casca. Ok, hai să ne reward-ul. Reg, padded vest, care devine încet încet foarte bună. Și bonus că ar zic că e ceva bun, da. Casca căluțului de mare. Bun, hai să ne schimbăm iarăși abilitatea. Plus că o să ne crească și power-ul dacă ne schimbăm abilitatea. Fiindcă, adică, hai să vedem, suntem la 1110 power. Contează, ne afectează abilitatea asta power-ul oare? Și dăm apply. Și acum suntem la 1110, nu. Cred că afectează doar puterea care lovește abilitatea, gen. Bun, hai să dăm side quest. E insane următorul chapter. Fight in the dark, defeat the shade dealer. Nu înțeleg. Cum adică fight in the dark? Adică nu văd ecranul? Sau e doar mai întunecat totul? Sau ocazional se întunecă? Cred că m-am mai bătut cu un tip de ăsta și ocazional pur și simplu mi se face ecranul negru, dar nu sunt sigur că e ăsta. Da, uite. Dar păi știu, îi dau asaltul gorilei acum și n-are ce să-mi fac. Ok, are ce să-mi facă. Bom, l-am luat de brâu și acum iară întunecat. Și acum îi dăm asaltul gorilei și îl năucesc, basically. I-am dat și șoc, n-are șanse. Păi, ce fain m-a făcut. Uai, cât damage mi-a dat? Unde ești? Ah, ok, i-am dat-o și în slow-mo, în întuneric, am înțeles. Ne batem pe întuneric. Dă-o cu vânzătorul din umbră, nu știu. Da, din umbră. Shade ar fi umbră, practic. Bun. Are săbile alea faine. Băi, exact așa eram noi. Holy shit. Eu acum realizez că exact așa eram noi îmbrăcați înainte să găsim toate epicele și legendarele astea. Gen, cu alea două săbi, cu armura aia și cu casca aia de căluț. Hai să facem schema asta. Bam, acum asta. Hâț, și acum mai dăm cu biciul de la distanță. Perfect, și acum mai dăm o dată cu roata țiganului. Deci bine, nu-i roata țiganului, știu asta, dar hei. Da, acum mă bate el că nu știu ce se întâmplă. N-a fost chiar atât de dificil, chiar nici nu știu, era hard misiunea asta, nu-mi dau seama. Ok, gata și cu misiunea asta. Bun, sincer, nu mă prea interesează, site quest-urile de astăzi au fost cele mai nașpa de până acum. Chiar nu m-am simțit, nu știu, nu a fost fun, știi? Am primit iară Batman ability-ul ăsta, Shadow Leech. Cască de orezar, nicio problemă. Malea două săbi. Ok, hai next. Și bonus card-ul zic că e ceva bun. Armura noastră, frate, tot primim upgrade-uri la armura noastră. Cred că o să depășească puterea armurii noastre. Gen puterea legendare, puterea armurii comune, puterea legendarei noastre, cred. Bun, chapter 2 e pe insane și nu e boss, foarte important de menționat. Iar apoi vreau să dăm și niște battle-uri normale. Defeat the Golden Demon. Cât de awesome sună ăsta, tu, lasă-mă. Fight. Cât de awesome sună Golden Demon. Mă aștept să fie unul cu lance, ok. Alea cred că sunt legendare, dacă mă înșel, și chiar mi le-aș dori. Nu știu ce combo, mamă ce combo lung are, ăla pare a fi combo legendar, că e foarte lung așa. Hai că îi dăm și noi combo legendar, adică come on. Băi, până acum, dacă nu scoate ceva mai dur de sub brațe. Ok. Ok. Shit. M-a prins, mamă ce lovitură mi-a dat. M-a prins fix în combo ăla, nu-i ok. Sări, hâț. Nice. Băi, dar nu știu încă combo are, dă foarte multe lovituri, ca și cu nunchaku, gen. Și cred că chestiile alea au range puțin mai mare decât nunchaku-ul nostru. Deci, teoretic ar fi într-un oarecare avantaj. Dar totuși cred că noi atacăm mai repede decât el. Bun, anyway, îl lăsăm, îi dăm. Ok, și acum îi dăm direct combo-ul nebun. Hâț. Boom. Ok. Not bad. Bun, l-am prins binișor. Și acum îi dăm repede nebunia. Na, nu mai apuc. Ok, mi-a dat pe jos, nu mă așteptam la asta, sincer. Ce urât m-a prins, frate. Ce urât m-a prins.
Cam nu n-am reușit să-l păcălesc. Ok, deci după combo-ul nostru suntem destul de vulnerabili la abilități de... What? Ăla și-o lungit-o? Sau mi s-o părut mie, frate? Mi s-o părut că și-o aruncat-o din mână. Ok. Și ăsta e șoc, nu contează asta. Hâți. Combo ăsta trebuie prins și e gata Golden Demon-ul. Ok, not bad, bun. Și acum este 1-1 și acum practic dacă reușim să-l batem, trecem la următorul, care chiar este boss, sper. Sper că următorul să fie un boss real gen. Și sper să fie tot pe insane, nu pe impossible. Că pe insane aparent avem șanse. Ok. Îl lăsăm puțin și dăm începem combo-ul. Asta mă enervează că dacă dau puțin prea repede cu combo-ul, cum s-a întâmplat și acum. Nope. Dacă dau puțin prea repede cu combo, cum s-a întâmplat și acum, îl împing și după aia el se ridică și mă lovește înainte să înainte gen să-mi continui loviturile cu combo-ul meu. Shit, nu. Ok. Nu trebuie să las în shadow shit-ul ăsta să facă nimic. Cred că-s gata, cred că am pierdut, dar mai încerc și dacă pierd acum, mai încerc. Pam, perfect, perfect. Hai că ne-a ieșit ok, ne-a ieșit ok. Chiar ne-a ieșit ok. Nice. Boom. Nu cred, nu. Hăț. Și cum să-i dau acum, e întrebarea mea. Ăsta e combo, combo, combo gorilei și nice, l-am bătut pe Golden Demon. Sună fain. Nu arată la cât, nu arată pe măsură gen. The finals are at hand, bla 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 bla. Bun, continue. Itu și wasn't, băi, tipule, pe tine te-am bătut. Parcă erai ceva mare maestru șmecher. Și l-am bătut pe The Golden Demon mai ușor decât pe tine, practic. Dar bine că am și echipament mai bun. Bun. Și cred că mai trebuie să-l batem și pe următorul să facem level 6. Că la level 6 parcă avem chestii noi, dacă nu mă înșel. Striking Chain. Asta cred că e abilitatea... Oh, shit. Sunt atât de bune acum double shimitarurile alea. Shimitars. Armură și dăm și bonus. Dăm și bonus, te rog. Dăm și bonus. Ok, și dă-mi o epică din bonus, așa corectă, da. Metal Shuang Go, bun, continue. Hai să vedem ce ne așteaptă acum. E impossible, bă, nu m-aș bate, fiindcă e impossible. Dar dacă, dacă-mi echipez eu, fiindcă astea acum au mai mult power decât, nu, nunchakurile mele. Dacă echipez eu chestia asta, uai, și pentru 25 pot să le fac și mai tari. Și pentru asta mi-ar trebui, hai să vedem, dacă le fac eu și mai tari, fii atent. Le facem la 434 power. Bun, le echipăm cu, nu știu, placu oare? Da, placu. Sau Blade Dance. Băi, sună mai bine, chiar dacă șocul e foarte puternic, hai că ne trebuie o abilitate, gen să-l spamăm. Ok, Blade Dance, îi dăm equip și acum este tot impossible, deci nu m-a ajutat prea mult. Băi, nu știu cum să-l fac să nu mai fie impossible, cred că trebuie să-mi dau pur și simplu upgrade la cărți. Ok, hai să dăm niște dueluri cu săbile astea noi. Să vedem dacă, nu știu, dacă sunt bune de ceva, dacă sunt mai bune decât un Chago. Bineînțeles că ăștia toți acum au power mai mare ca mine, din cine știe ce motiv ascuns. Chiar dacă am mai multe trofee decât de Generis. Mamă, ce cască aurie are. Ne batem cu o negresă blondă, bun. Racu ar fi mândru. Nu fac nimic, acum îi dau. Trebuie să-i dau cu Blade Dance-ul ăla, stăm. O lăsăm, are combo. Și încă, nu, bun. Hai tu, pe bune. Mamă, cum a prins. Come on, așa, și acum începem noi cu combo-urile, come on. Boom, ăsta e Blade Dance-ul, dacă nu mă înșel. Da, dar nu e foarte puternic. Parcă aș prefera Nunchaku, mai ales că m-am obișnuit și avem abilitatea legendară. Astea dau fain cât e oponentul nostru pe jos, ceea ce, nu, e super bine. Uite, vezi, le putem spama în continuu cu Blade Dance-ul ăsta. O luăm de brâu, o punem pe jos, îi dăm mare Blade Dance. Și practic o doare. Acum, da, după fiecare combo de gen... Nu! Cât damage dă vijelia aia. Alright. What the fuck? Ce-o fost aia? Ia, mi-o dat-o. No, De Generis. Tu, pe bune? Chiar așa pe la spate? Băi, ce abilitate, nu mă așteptam la chestia așa. Încă asta a fost învârtea în mid-air, pur și simplu, gen în fața mea. Bun. Reușim noi să o batem și pe asta cumva. Nu prea-mi plac săbile, trebuie, adică sunt ok. Dar aș reveni înapoi la Nuncea, chiar dacă are puțin mai puțin power. Și știu că i-am dat upgrade și n-ar fi chiar ok. Acum după ce am dat upgrade să revenim la Nuncea. Bom. Pam. O luăm de brâu. Deci ăsta ar trebui să fie combo, cred, fiți atenți. Stăm, îi dăm hit normal, uite așa. Hit normal. Bun, nu mi-a ieșit. Ideea este să-i dăm hit normal, să o luăm de brâu și după să-i dăm Blade Dance. Uite așa. Dar e prea departe de noi. Ăsta e Blade Dance-ul. Ăsta e luatul de brâu. Și acum îi dăm iară Blade Dance, fiindcă e jos și Blade Dance-ul dă foarte tare când e jos. What? Cum a ajuns acolo? Ne retragem. Pam și gata. Bun.
Trebuie să mai bat încă o dată pe tipul asta, să mor eu, zici că mă bat cu ceva boss, atâta mă chinui să bat un oponent de ăsta în arena. De-abia aștept în capitolul 3 să văd cum arată armele și armurile de pe acolo, că capitolul 2, sincer, e destul de dezamăgitor în materie de design la armuri și la arme. Îmi plac mai mult ale din capitolul 1, mai ales legendarele, wow, căștile și armurile legendare din capitolul 1 sunt geniale. What combo was that, my friend? Mi-a luat și arma și m-a bătut. Dude, mi-a luat 80% din viață dintr-un hit. Adică, come on, what the fuck, eu nu dau atâta damage. Bun, anyway, să zicem, whatever, am pierdut, da? Ne punem înapoi, fiți atenți, ne punem înapoi în un shagu. Vino mai aici, tu ești crema. Ai equip, ne trebuie 400 de shadow power de să-ți dăm equip. Pentru armură 1500, pentru cască 350. Ok, hai să dăm niște dueluri. Dăm niște dueluri să ne facem rost de niște chesturi. Iar apoi încheiem și episodul acesta, fraților. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de butonul de like dacă ați ajuns până aici și încă n-ați dat like. Partea bună, gen, uite asta, zici că e de Golden Demon. Partea bună este că ne-a scăzut, gen, puterea oponentului, acum fiindcă am pierdut. Știi, ne dă cu oponenți mai pe măsura noastră. No. Mamă, șoc, cu talpan. Ei, vedeți? Regeneration-ul nostru, gen, am o abilitate, dacă cineva îmi dă damage în cap, e șansa de vreo 10% sau ceva de genul, să-mi umple viața, să-mi o regenereze înapoi pentru tot damage-ul suferit din cauza acelei lovituri. Datorită acelei lovituri, da? Dude, pam, pam, am văzut că dăm destul de tare cu pumnii, normal, deci ăsta e un combo foarte puternic, fiți atenți. Uite, ăsta. Bun, nu ăsta, ăsta așa, ăsta. Dă damage incredibil, frate. Cred că dă damage mai mare decât un chagul meu. Și nu pare atât de greu de nimeni, deci nu știu exact care-i treaba. M-aș bate, sincer, și fără armă. Doar că arma mi oferă power, sau n-are rost. Bun, putem începe direct cu scheme, fii atent. Hâți. Alright. Hâți. Bam. Hâți. Perfect, și asta a fost combo. Și acum mai dăm, nu mai dăm nimic. Am încercat eu ceva, da, o combinație de butoane, să văd dacă face ceva, gen, am vrut să dau cu butonul ăla de shadow power, să văd dacă face ceva atâta timp cât eu nu sunt shadow mode ăla, știi? Dar aparent nu prea. Bum, mamă, m-a luat și el de sub brațe. Ok, mi-o dat genunchi în față, mă retrag, picior, mă retrag, combo-ul gorilei și cred că asta a fost. Mă enervează când îl dau prea departe și nu-l mai nimeresc cu restul combo-ului, că l-arunc prea departe, pur și simplu. Ok, gata, l-am bătut și pe ăsta. Să-l mai batem pe încă un armian 2017. Dude, suntem în 2018, de-aia ți-ai bătaie, ești prea întârziat, ești prea lent. Come on. Reward, 200 de chestii de alea. Plus, aparent primim un reward clar, bine, gen, prestabilit de gold pentru fiecare victorie. Iar apoi ne mai dă bonus gold în funcție de ce lovituri am dat noi tipului. Bun, nu e rău. Hai să mai dăm încă un match în arena. Dacă îl bat pe ăsta, poate îmi dă ceva combo, bonus, nu știu, 1228 și shadow power ca și mine, îl cheamă Lone Wolf. Sper că arată, băi, arma aia legendară, e genială. Tare mi-aș dori arma aia legendară, arată super, super bine. Ăsta e un combo foarte puternic. Gen, combo-ul ăla pe care tocmai l-am feresc, e ăsta, așa. Bun, nu-l mai pot arăta, că ăsta îmi bagă chestii. Ăsta e gorila, bun. El m-a luat de sub braț. Hâț, acum e rândul meu. Sper să-i dau un șoc. Bun, și acum stau. Acum îi dau direct combo-ul gorilei. Știu că el cu pumnii dă foarte tare, cum dau și eu. Nu știu cu ce să-i dau, să nu mă prindă el la sol, știi? Nice. Shit, am vrut să-i dau mare combo. No, mi-o dat palmă, e gata, bun. M-am bâlbâit acolo în combo-uri, frate, că s-o repoziționat și m-o băgat în completă ceață. Bun, Lone Wolf m-a rupt. E un combo, gen, când dai cu nunchaku, dai cu orice armă. Cred că dacă dai în spate și hit, gen, e un hit mult mai puternic. E o lovitură mult mai puternică, dar mult mai lentă. O să încerc să-l prind. Uite acum, uite, asta e lovitura. Bum, e perfect pentru momentul ăla în care se ridică oponentul, gen. Bun. Stăm, are combo nebun. Pam, trebuie să-l punem jos cumva. Ok, nu prea mi iese. L-am luat eu. Bun, și acum îi dăm lovitura aia pentru când se ridică. Că eu prindem bine, gen, îi prindem ambele lovituri și dau damage destul de mare. E jos, perfect. Și acum îi dăm nebunia aia. Hâț, a apucat să se ridice, să blocheze.
Bun, și acum îi dăm combinația. Pam și pam. Da, e un combo destul de tare, adică dacă reușim să-l prind în combo-ul gorilei, îl pun pe jos, când se ridică îi dau cu nebunia asta, e super mult damage. Ok, încă o luptă. Come on, e 1-1, runda a treia. După meciul ăsta și încheiem episodul, fraților. Chu-chu-chu-chu-chu-chu, Lone Wolf. Pam, 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 pune-te jos, please. Sper să nu mai ai el, ala, l-am luat eu, bun. Și acum îi dau combo. Hâț și hâț. Și combo-ul gorilei? Ok, shit, prea lung. Nu! Bun, mă așteptam să vină în spate. Nu! E bine că n-am început. Mamă, dar de ce nu sărit în spatele lui? Come on! L-am luat, perfect. Acum dăm cu ăsta din spate. Hâț. Și acum gorila. Pam, pam și pam. Și i-am luat el. Nu, shit, cât damage îmi dă el? Ăla-i. Combo-ul gorilei. Și acum când se... ok, a murit. Nici nu l-am dărâmat. Eu voiam să zic că atunci când se ridică îi dau cu combo-ul celălalt, dar a ieșit super, 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 super bine. Adică am câștigat, nu? Să vedem ce chest ne dă. Mi-a spus voi la un moment dat că după ce l-am bătut pe unul mimic, aveam un epic chest garantat, dar nu prea a fost. Adică noi eu aveam chest slot-urile full. N-am niciun chest slot la deschis. Păi hai să dăm cu ăsta. Nu cu ăsta, dăm cu ăsta mare. Direct, de Dan 4. Ei, și aici chesturile, uite, Dan 4. Guaranteed. Și aici chesturile sunt pe arene, gen, nu știam, chiar nu știam asta. Așa, pentru 32 de gemuri aș putea să le deschid acum, dar nu o facem. Bun, fraților, ăsta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați pe butonul de like dacă încă n-ați dat. Și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!